Salut, dragi prieteni! Am adunat noi întâmplări cu animale sălbatice și domestice. Pe unele probabil că le veți vedea pentru prima oară. Să începem! Într-o grădină zoo, o zebră cam prostuță se încurca sub picioarele girafei. Probabil că voia să se joace cu ea. Dar se vede că animalului nu este interesantă dungata. Fără multă ezitare, girafa a dat o lovitură cu capul, încordându-și înainte de asta gâtul ca o coardă. Zebra supărată a dat capul în jos și a plecat. Iar această girafă a fost interesată de masa a două zebre. Când s-a apropiat, una dintre ele s-a dat la o parte, iar cealaltă a început să se zbată și să încerce să protejeze mâncarea de la gigant. Arată aceste încercări foarte amuzant și stângace. În spațiul rural, câinele are un rol foarte important. Este un paznic perfect ca să avertizeze oamenii și să sperie prădătorii. Acest urs a intrat pe teritoriul oamenilor, dar când câinii au început să latre la el, a sărit gardul de plastic și a fugit speriat. Iar acest moment e teribil. Un urs uriaș a venit în sat. Bărbatul a încercat să scape de urs urcând pe un camion, dar acesta s-a urcat după el. Omul a reușit în ultimul moment să evite atacul. A fost la un pas de moarte, literalmente. Calitatea înregistrării lasă de dorit, dar esența e clară. Ursul a atacat o vacă care păștea. Prădătorul a înșfăcat-o cu ghearele și colții săi. Necătând la strigătele păstorului, ursul nu voia să-i dea drumul. Până la urmă, totuși, strigătele au funcționat și ursul a eliberat vaca. A fugit după aia. De la început, vaca nu putea să se ridice, dar cred că e totul ok cu ea acum. Acest caz este foarte amuzant. A avut loc în Thailanda. Un grup de oameni stăteau pe podea confecționând ceva. Vedem cum de ei se apropie un motan, care duce în gură un șarpe. Acesta l-a dus fix lângă oamenii care au fost speriați și panicați când au văzut găselnița pufosului. Un moment incredibil. Bufnița plutea în aer calm cu prada în gheare, dar de nicăieri apare un șoim care atacă bufnița și îi fură prada. Șoarecele cade din ghearele ei, iar șoimul, fără să-și ia ochii de pe el, îl prinde în aer, jaful perfect. Vedem un grup de porci sălbatici. Cel mai mare mascul, în scopuri educative, a aruncat tânărul mistreț în aer. A zburat câțiva metri, s-a ridicat și a început să pască de parcă nimic nu s-a întâmplat. Acest cangal este foarte neliniștit. Simte un străin pe teritoriul său și deja peste câteva minute apare un lup cu prada în colți. Ca să părăsească curtea, trebuie să treacă pe lângă câinele legat. Prădătorul s-a rotit pe loc neștiind cum să scape, apoi decide să o ia la fugă pe de-a dreptul. Însă ceva n-a mers bine, nimerește în colții cangalului și primește o lecție bună. Nu mai are ce căuta acolo. Doar uitați-vă cât de sigură e carapacea țestoasei. O protejează perfect de aligatorul care încearcă deja de mult timp să o muște. Broasca rămâne vie și nevătămată. Pe carapace se văd zgârieturile lăsate de colții reptilei, dar așa și n-a reușit să o spargă. Ce s-a întâmplat mai departe nu e clar, dar crocodilul are doar o variantă. Dacă este foarte înfometat, să o înghită de-a întregul. Iată un moment asemănător. N-a reușit să muște carapacea. Țestoasa, simțind gustul libertății, a început să sară spre apă. Arată foarte amuzant. Crocodilul n-a mai încercat să o urmărească, crezând că a fost doar o piatră necomestibilă. Un șoim a atacat niște pui. Găina s-a repezit în tufișuri ca să-și salveze micuții. După cum puteți vedea în slow motion, șoimul a zburat fără nimic. Cred că deja ați văzut cât de amuzant se deplasează chițcanii. Se țin unii de alții și ca un trenuleț merg acolo unde au nevoie. Nimeni nu se pierde pe drum. Dar aici, în mișcarea lor de echipă, a avut loc o eroare. S-au închis într-un cerc în jurul unei pietre și acum vor merge așa mult și bine. Așa măgar nebun văd pentru prima oară. Se apropie de alegător ca să-l miroase. Cazul a fost filmat de niște trecători în Florida. Măgarul prost a avut noroc că n-a fost atacat de reptilă. Până la urmă a lăsat prădătorul în pace.
Plimbându-se printr-o pădure, un bărbat a observat o cușcă în care a fost prins un râs. El decide să salveze animalul. Râsul e atât de speriat că mult timp nu a putut ieși din cușcă. Nu putea crede că e liber. Această leoaică s-a blocat pe un cadavru de hipopotam în mijlocul râului. A fost rapid înconjurată de crocodili, vreo 40 la număr. Viața ei era în pericol. Femeia știa că trebuie să se salveze, dar să sară în apă e foarte periculos. Totuși decide să evadeze, cade în apă și se repezește la mal. A avut noroc că crocodilii erau ocupați de hipopotam și a reușit să se salveze fără nicio traumă. Un tânăr mascul a decis să treacă râul. Chiar la mijloc a fost ajuns și atacat de un crocodil. Scufundându-se sub apă, ca prin minune a reușit să se salveze și a supraviețuit. Iată vaca a ajuns în canalizare. De acolo se vedea doar capul ei. Fermierii au acționat momentan și cu ajutorul unui tractor și a unei frânghii au scos animalul speriat. Cu ea este totul bine acum. Ați văzut vreodată cuibul a celei mai mici păsări din lume? Un cuib de colibri e la fel de mic ca și ea. Dacă ați avut norocul să dați de această mini căsuță, atunci veți găsi în ea maxim 2 ouă. Un fapt interesant este că își fac cuibul în apropierea păsărilor prădătoare mari. Cei care vor dori să savureze din ouăle de colibri vor trebui să se furișeze în cuib sub privirea unui vultur sau a unui șoi mare. În acest moment trist, o pasăre mică s-a lovit într-o fereastră, din zbor. N-a mai reușit să se ridice și zăcea jos. Peste câteva minute a observat o ocioară și a luat-o ca să o savureze într-un loc îndepărtat de lume. Prieteni, scrieți-ne care a fost momentul vostru preferat. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!